Chiar dacă gătește de ani de zile și e un as în domeniu, când vine vorba de propria bucătărie, Sorin Bonte admite că greul îl duce soția lui. Ea e responsabilă cu bucatele alese. Uite, la mine e sunt iubitor de steacuri, în general. Fiul meu mănâncă mai asiatic, dar nu ceva special. Eu fac mâncare normală. La mine acasă se mănâncă mâncare normală. Mâncăm și ciorbe, supe, tocănițe, musaca, mămăligă, sarmale. Dar nu le fac eu pe alea. Le face nevastă-mea. Sorin Botea nu analizează atât aspectul unei farfurii, cât ține cont ca preparatul cu care se prezintă concurentul să fie unul gustos. Pentru mine, important la un concurent este să gătească gustos. Nu contează cum arată farfuria neapărat. E un bonus dacă farfuria arată bine și preparatul e gustos, că-ți face ochii. Se spune că prima oară guști cu ochii, dar e foarte important să aibă gust. Sunt farfurii care arată foarte frumos, dar guști și îți dai seama că bucătarul s-a bazat mai mult pe cum arată farfuria decât pe mâncare sau pe tehnica de gătit. Există și preparate care nu arată la fel de bine, dar sunt senzațional de gustoase. E adevărat că e și impactul ăsta, când o farfurie arată wow. E ideal să ai un platin bun. Iar când guști, papilele gustative să o ia razna și atunci zici, da, asta e. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.